continuarea poveștii Singură acasă. Familia uituca a lui Foxy se întoarce acasă. Wow! Nu vine să cred! S-au întors a doua zi de Crăciun! Înseamnă că le-a fost tare dor de mine! Mami! Mami! Tati! V-ați întors! Chiar și Kevin, deși nu mi-era dor. Mami! Ce bine că te-ai întors! Foxy, scumpo, la mami pare rău că te-ai uitat acasă. Ești bine, scumpa mea? Ai fost bine singură? Mami nu ar fi putut să-și o ierte dacă ai fi pățit ceva. Dai liniștită, mami, să te iau cu bagajul. Mă bucur că ești acasă, nu am pățit nimic. Adică, na, în fine, am fost furată, dar am rezolvat situația. Haideți! S-a întors mami și cu tati. De Kevin nu mi-era dor, dar mă bucur că s-au întors. Hei, ce faci, surioară? Te plictisi de moarte? Ce m-am distrat în vacanță? Ia uită-te la mine! Uită-te ce grezat sunt! Și mama mi-a luat o grămadă de cadouri! Deci nu-mi vine să cred, tu te-ai bronzat tare, dar vacanța asta nu era într-un resort de schi! Nu înțeleg, unde te-ai bronzat, în zăpadă? Era și un resort de schi, dar am mers cu iahtul la plajă. Era și zăpadă pe acolo, dar a fost tare rău și ai pierdut. Și nu apare în nicio poză de Crăciun. Și vrei să-ți mai zic ceva? E vina mea! Cum adică e vina ta? Ce vina ai tu că m-au uitat părinții acasă? Păi le-am zis că ești mașina și m-a prefăcut că ești cu noi tot timpul ca să nu te ia în vacanță cu noi. Și ghișe, m-au crezut, am scăpat de tine, surioară. Deci nu vine să cred, de data asta chiar că o să te omor. Când o să afle mama și tata ce ai făcut, în sfârșit o să vadă ce monstru ești, fratii meu, și nu o să te mai apere. Bă, nu o să le zici nimic. De ce, mă rog? Că nu mi-e frică de tine, de ce nu le-a zice? M-am uitat pe camerele de supraveghere și am văzut că atunci când am fost plecați, Foxy, tu ai lăsat ușa deschisă și au venit hoții și erau să fure toți banii lui mami și lui tati, pe care i-au economisit cu greu. Deci dacă mama ar afla, era să fie furată din cauza ta, chiar pedepsi toată viața și nu te-ar mai iubi niciodată. Deci nu o să-i zici mamei nimic, că altfel o să zic ce ai făcut tu. Oh, mă enervezi! Nu vine să cred! Deja nu mi-e dor că te-ai întors. Mai bine rămâneai acolo în vacanță și rămâneam eu singură acasă, Kevin. Ce mai ne place, surioară? Mine să cred că a făcut asta intenționat. Ce frate mai am? Foxy, nu te-am uitat. Mami ți-a adus un cadou. Oh, scumpo, ești tristă? Crede că mami nu ți-a adus un cadou. Uite, ți-am adus un cadou mare, mare, mare. Și am auzit că o să-ți placă tare mult. Cadou? Iubesc cadourile. Ce mi-ai adus, mami? Vai, pare atât de greu. Oare ce o fi aici? Mi-a luat un nou telefon. Sau mai bine, mi-a luat rochia aia frumoasă de Crăciun. Sau mi-a luat un PlayStation. Sau, wow, ce mi-ai luat, mami? Ce mi-ai luat? Ce entuziasmată ești, Foxy. Du-te sus și probează. Și după aia vino și spune-mi dacă îți place. Da, sigur, vin imediat. Kevin, mama mi-a luat cadou. Și ție nu ți-a luat cadou așa mare? Îți curioasă ce aici? A zis că e de probat. Înseamnă că mi-o fi luat rochea aia faină de Crăciun pe care am văzut-o. Era scumpă, rău. Era 20.000. Wow. Mă duc să probez. Ce e asta? O căciulă albastră? Nu e prea frumoasă și pare a fi de băieți. De ce mi-o fi luat mama o căciulă albastră? Mami, ăsta e cadoul meu? Sigur nu este al lui Kevin? Nu, draga mea! Kevin m-a ajutat să ți-l aleg. A spus că-ți place foarte mult. Aveam de ales într-o căciulă de fete așa foarte drăguță, cu roz și pufoasă de blană, și căciula asta albastră de băieți. Dar știi și tu, Kevin a insistat că o să-ți placă căciula asta. Da, normal. Iarăși Kevin. Uf, mamă, Kevin te-a mințit.
mințit și a luat căciulă pentru el. Asta e căciulă de băieți. Scrie pe etichetă că e de băieți. Chiar am crezut că o să-ți placă. Așa a spus Kevin. Nu-i nimic, dă-i-o lui și-ți luăm ție alta. Frate meu, nu vine să cred. Ți-ai luat căciulă în cadou meu? De ce ești atât de rău? Asta nu e căciulă care mi-ar plăcea. De ce ai zis mamei că mi-ar plăcea? Dă-mi căciula aia că mie oricum îmi stă mai bine decât ție. Dau încoace, Foxy. Au! Vezi, ți-am spus că mie o să-mi stea mult mai bine decât ție. Tu ai capul prea mare. Te jur că nu-l mai suport. Kevin mi-a distrus Crăciunul. Singurul meu cadou pe care mi l-a luat mama e de fapt tot cadoul lui. Foxy, scumpo, nu plânge. Numai mi-i pare rău că a greșit. Da, uite, Foxy, vreau să-ți fac un alt cadou. Având în vedere că ți-ai stricat părul singură. Nu mi l-am stricat singură, Kevin mi l-a stricat mamă. În fine, ce cadou vrei să mai faci? Păi, am făcut programare la salon și o să mergem să-ți aranjăm părul. Deși este a doua zi de Crăciun, am eu o pilă acolo și o să-ți facem părul frumos. Yay, mami! În sfârșit, o veste extraordinară! O să scap de părul ăsta vopsit în toate culorile! Wow! Pot să-mi aleg eu ce culoare să-mi fac în cap? Pot să-mi fac roșu? Să nu exagerăm, drăguță! Ți-l facem simplu blond, dar ți-l aranjăm! Mă bucur, mami, că mă duci la salon! Wow, ce frumos este în Brookhaven, așa cu zăpadă! Și scumpă, haide înăuntru. Bună ziua, Crăciun fericit. Am venit să-mi faceți părul. Cum vrei să-ți facem părul? Profit de faptul că mama s-a dus să mai cumpere ceva. Vreau să-mi fac părul blond. Dacă puteți să-mi puneți un accesoriu de păr, nu știu, fundiță ceva, și să mi-l ondulați, se poate? Da, da, normal. Gata ești, cum ți se pare? Chiar că sunt gata. Wow, ce fundiță frumoasă mi-ai spus. Și îmi place cum i-ați ondulat părul și cum i l-ați prins la spate. Dar este foarte, foarte frumos. Trebuie să plătesc că mami încă nu s-a întors. Este plătit, mama ta a plătit de dinainte. Mulțumesc frumos, Crăciun fericit și dumneavoastră. Mami, sunt gata. Mami, unde a dispărut mami? Aici erai? Oh, mami, mi-ai mai luat un cadou? Ce frumos! Chiar ești drăguță, mami? Ah, nu, Foxy, este pentru unchiul Vasile. Eu și cu tatăl tău o să mergem azi să-l vizităm și să-i ducem un cadou. Știi că el este așa mai singur și nu vrem să-și petreacă Crăciunul singur. Tu o să rămâi cu Kevin acasă. Dar, mami... Numai ce v-ați întors tu și tati? Iară mă lăsați singură și cu Kevin? De ce nu pot să vin și eu cu voi la unchiul Vasile? Sau măcar luați-l pe Kevin? Foxy, știi că unchiul Vasile este mai irascibil și nu-i prea plac copiii. Dar e fratele tatălui tău, așa că o să mergem să-i ducem un cadou de Crăciun. Și poți să treci peste... cearta asta cu fratii tău și să vă înțelegeți, măcar de Crăciun, pentru mine și pentru tatăl tău, promiți? Of, bine, mamă, atâta timp cât Kevin nu-mi stă în cale, o să fie în regulă. Hai să mergem, mami. Na, Foxy, să ai grijă de Kevin. Kevin este sus în camera lui, tati este mașina, nu, ne întorcem la 12 noaptea. Îmi promis că totul o să fie în regulă cât lipsim? Sigur, mami, tot e liniștită. Distracție plăcută. Ce faci, Kevin? Nici nu a plecat bine mama și cu tata că deja te-ai pus în fața televizorului. Ce enervant, dă-te păi de acolo să văd. Foxy, ți-am adus un cadou. Ca să nu spui că sunt un frate rău. Pe bune? Da, să mă ierți. Ți-am luat ceva frumos. Dar trebuie să o probezi. Îmi este frică să iau cadoul de la tine, adică dacă e o bombă sau ceva. Promit că nu e o bombă. Mersi pentru cadou, nu mă așteptam. Eu nu ți-am luat nimic. Ha ha ha,
foarte amuzant. Mi-a luat un costum de menajeră. Ha, ha, ha. Nu mai pot de râs, mă tăvălesc. Vai ce mi-ai făcut. Ce faci? De ce mă filmezi? Ce mi-ai luat, frate-mi, un costum de ăsta de menajeră? Că nu e Halloween-ul. Pentru că o să faci tot ce zic eu 24 de ore. O să fii menajera mea, soră mea. O să fii sclava mea, servitoarea mea. Faci tot ce zic eu, altfel o să îi spun lui mama că era să rămână fără bani din cauza ta. Ai promis că nu o să spui dacă eu nu zic că intenționat m-ai lăsat acasă. Ce fel de frate ești tu? Nu te ții de cuvânt. Sunt diabolic, fix cum ai zis tu. Bine, dar ai face bine să ai cereri rezonabile. Adică nu mă dau peste cap că așa vrei tu. Ce vrei să fac? Prima dată vreau să încureți piscina, că e foarte murdară și am chef să fac o baie călduță. Dar uite-te și tu ce jecoasă este apa, așa că Foxy, curăț-o. Dar în primul rând, de ce arată apa atât de verde și galbenă în același timp? Nu m-am mai putut ține până la baie. Iuuu, ce scârbos ești, frate! Nu vine să cred că te-ai pișat în piscină. Ah, ok, trebuie să curăț, nu vine să cred că vine să vomit. Gata, încurăța piscina. Altceva mai dorești? Da, du-te și fă-mi un fresh de portocale. Nu vine să cred că trebuie să fac tot ce vrea fratii meu. Trebuie să-i fac fresh de portocale. Fresh de portocale. Da, păi îi duc suc de-asta din frigider și zic că l-am făcut eu. Doar nu se așteaptă să-i fac eu pe bune, nu? Dacă-l prostesc așa. Gata! S-a făcut freșul de portocale, ia! Noi cine știa ce? Nu te pricepi. Îți dau o steluță. Nici nu te mai plătesc. Dar nici nu mă plăteai. Vă, gata, pot să plec? Momentan, da. Am scăpat, nu vine să cred. Cred că îl încui afară. Să nu mai intre în casă. Foxy! E vijelie afară de săpată, lasă-mă să intru că o să îngheț! Da, sigur. Așa meriți pentru că m-ai făcut să fiu servitoarea ta. Acum cine se răzbună? Te rog, mor de fric! După jumătate de oră. Dar dacă-i vijelie afară și frățiorul meu moare de fric? Dar merită. Dar totuși... Cred că ar trebui să mă duc să-l verific, să văd ce face. Să-l las să intre în casă, adică... Nu a mai prea urlat. Ce știi ce face? Aha, nu! A înghețat! Nu se poate! Îmi pare rău, Kevin! N-am vrut să mor înghețat! Kevin, te rog, revino! Ce fraieră ești, soră mea! Ți-am făcut-o din nou! Te-am încuiat de fără! O zi rămâi afară! Deci nu vine să cred! Iarăși mi-a făcut-o! M-a încuiat el afară! Cred că o să stau în jacuzziul acesta cald până se întorc părinți, pentru că nu mai am cum să intru în casă. Crăciun fericit, ce să zic!